Tina Toni, Tina Toni, hai să cântăm. Tina Toni, Tina Toni, vrem să ne jucăm. Prietenul meu, ne distrăm mereu. Astăzi e o zi frumoasă, nu putem să stăm în casă. Tina Toni, Tina Toni, când ne întâlnim. Tina Toni, Tina Toni, nu ne plictisim. Prietenul meu, ne distrăm mereu. Astăzi e o zi frumoasă, nu putem să stăm în casă. Astăzi e o zi frumoasă, nu putem să stăm în casă. Da! Tina Toni, Tina Toni, Tina Toni. De-a voastră ascunselea. 1, 2, 3, 4, 5. Cine nu-i gata, le-a cu lopata. Atenție, vin să vă găsesc. Te-am văzut, Tina, ești afară. Din nou, m-ai găsit prima. Unde-i porcușorul? Oare ce îmi spune intuiția? M-am găsit singură. Ai câștigat. Acum e Toni. Ca întotdeauna. De ce nu? De ce să nu fiu eu din nou? Îmi antrenez intuiția. 1, 2, 3, 4, 5. Să ne jucăm de-a vați ascunselea. Fie noapte, fie zi, eu oricum vă voi găsi. Un trup apare lângă flori. Tina, ieși de oriunde te ascunde. Intuiție, haide, găsește porcușorul. Mă dau bătut. Nu m-ai găsit. De v-ați ascunde în groapă sau în copac, vă voi găsi oriunde ați fi. Cred că de fapt sunt mult prea mare pentru lumea asta. Nu, Tina! Scorbura e mult prea mică pentru tine. Voi număra până la 10 acum, ca să vă puteți ascunde mult mai bine. Poți număra până la 100, chiar și până la 1000. Nu va ajuta. 1, 2, 3. E ușor pentru porcușor să se ascundă. E mică. Elefanții au nevoie de o gaură mare să se ascundă. Așa că asta. Unde ești? Tina, ai câștigat. În sfârșit m-am ascuns așa bine încât nimeni nu mă va găsi. Tina, ieși afară, Tina! Bine, acum voi ieși. Așa, nu, nu te speria, e totul bine. O, nu, m-am înțepenit. Să mă ajute cineva! Ai găsit-o? Nu am găsit-o. Săraca Tina! Nu o va mai găsi niciodată! Am pierdut-o pentru totdeauna! Hai, calmează-te! Haide acum să ne folosim intuiția! Intuiție, vorbește! Hai, intuiție, chiar avem nevoie de tine! Haide, te rugăm! Ajută-ne! Nu am spus nimic. Cine plânge atunci? Săraca Tina, nimeni nu te va găsi. Ești prinsă aici pentru totdeauna. Tina! Da, eu sunt. Mă predau. Sunt așa de fericită că m-ați găsit. M-a ajutat intuiția. Și în afară de asta ți-am văzut și părul peste iarbă. Mă bucur că ești așa mare, Tina. Și eu mă bucur că ai intuiție, Toni. Vom posta desene animate educative în fiecare săptămână. Tina, Toni.
afară. Tina, vii pe afară! Hei, Tina! Hai afară să ne jucăm! Nu pot chiar acum, Tony. Fac curățenia de primăvară. Mingea mea! Cum o voi găsi eu în dezordinea asta? Trebuie să facem ordine, după aceea o găsim imediat. Grămada asta arată a gunoi. Nu! Sunt lucruri folositoare! Un pieptene rupt, îl arunc, nu? Îl reparăm! Să vedem! Ia uite! Un pieptene creion! E la îndemână! Îți poți pieptăna părul sau poți desena ceva? Chestia asta arată familiar! Este omul nostru de zăpadă! Dar s-a topit! Vom aștepta până ninge din nou! Păi, asta chiar e gunoi, nu-i așa, Tina? Ce vrei să spui, Tony? Asta e parte dintr-o navă spațială! Pe locuri! Fiți gata? Lansarea! Nava a intrat pe orbita planetei Pământ! Ce-ai aruncat la gunoi, Tony? O crachiță stricată! Nu poți găti nimic cu ea! Dar, Tony, poți planta o floare în ea! E la îndemână! Ce spui de scaunul rupt, Tina? Nu poți să stai pe el! Îl putem arunca? Să aruncăm armăsarul meu loial? Niciodată! Ha-ha! Haide! Ura! Au! Caii noștri au cam obosit! Lasă-i să se odihnească! Curățenia asta merge grozav! Hei, ce mai e acolo, Tony? O pătură veche! Bine, să vedem! Tony, aia nu este doar o pătură! Este căsuța noastră mică din casă! Aici vom fi în siguranță dacă plouă sau ninge afară! Tina! Dar acum trebuie să facem curat în două case! Un pulover vechi! Uite, are o gaură în el! Am purtat puloverul ăsta când am băut lapte! Pe vremea când era mică! Mică, mică de tot! Vezi petele? Îmi amintesc când era mică! Dar acum ai mai crescut, Tina! Și ce? Încă în cap în el! Mingea mea! Ehehe! Ura! Deci, Tony, ce ne-a mai rămas pe aici? Un ziar de anul trecut! Păi atunci îl poți arunca! Pune-l în coșul de gunoi, te rog! Stai puțin, Tony! Am o idee la ce putem să folosim ziarul! Ura! Da! Tina, Tony! Concursul de desenat! Astăzi vom avea un concurs al desenelor! Câștigătorul va primi această cutie cu ciocolată! Ura! Iubesc să desenez! Și ciocolata, desigur! Toată lumea iubește ciocolata! Deci, ce vom desena? Toată lumea va desena un desen cu ei! Se numește autoportret! Vom desena trei autoportrete!
pentru că suntem trei în total. Da! Și uite așa, competiția începe! Cronometrul pornește acum! Deja peste tot. Ridică-te și începe să-l cauți! Uite-l acolo! Este autoportretul lui Tony! Tony, arată incredibil! Aici sunt rezultatele. Câștigătorul acestei competiții este... Cine? Cine-i? Așadar, primul loc... Eu! Acest premiu este câștigat de către... Păi, de fapt... Ciocolatele vor fi împărțite tuturor! Pentru că toate desenele sunt grozave! Ura! Tina Toni! Bunele maniere! Curat! Bunele maniere la masă. Vreau să fiu un hipopotam gentil. Vezi? Ha? Totul e scris aici.
Am învățat bunele maniere. Serios? Foarte bine! Tony, te rog, păstrează-ți calmul. Bunele maniere spun că veștile bune trebuie sărbătorite cu un ceai. O, prăjitură! Tony! Sunt plictisitoare, iar muzica e oribilă. Nimic dulce sau amuzant nu-i permis. Cu toate astea, Tony își dorește să facă parte din înalta societate. Da, este prietenul nostru. Dacă îmi spune să sară într-o mlaștină, eu voi sări. Dacă îmi spune să învăț bunele maniere, păi, cred că o voi face. Vom avea încă o petrecere doar cu bunele maniere. Regula 1, spălați-vă pe mâini. Regula 2, distrați-vă! Ura! Dați prăjitură! Ura! Da! Luați-vă rog un loc, doamnă. Dar vai, mulțumesc! Doriți niște ceai, domnule? Este foarte drăguț din partea ta. Este zahăr de ajuns. Mulțumesc. Tina, Tony. Prune. Gustoase. Le-am crescut chiar eu. Chiar tu? Dar cum? Păi cu sâmburele, desigur. Da? Aș putea planta și eu un sâmbure? Desigur. Sapă o groapă în pământ și pune sâmburele în ea. M-am prins! Va fi nevoie să îl uzi constant. Uite! Asta e bucătăria ta și aici este dormitorul. Culcă-te, micuțule! Crești, dragul meu! Sâmburele meu mic, somn ușor, uișor, somn ușor, somn lin, somn ușor, dormi puișor. Oh, wow! Tony, ce-i asta? Va fi un pom cu prune. Foarte bine, Tony. Tony, îl speli cumva? Nu îl spălăm, ci îl udăm. Apa este mâncare pentru plante. Vrei să spui că sâmburelui meu e foame? Bea! A
Acesta este sucul meu preferat. Suc de cireșe. Vei fi o prună roșie ca o cireașă? Hop! E prunul tău? Aha. Cum se poate? Am avut atâta grijă de sâmburele meu. Nu-i corect. Tina, hai să jucăm fotbal. Nu poți, Tony. Nu acum. Trebuie să-mi hrănesc sâmburele. Să-l hrănești? Sâmburel, ce mai faci? Poate ai încolțit deja. Poate lăstarul e prea mic pentru ca eu să-l văd. Deci nu-ți place sucul, așa-i? Nu mai înțeleg nimic. De ce sucul ajută elefanții să crească, dar nu și sâmburii? Sau doar hipopotamii și șoriceii pot crește prune? Sau ești doar un sâmbure rău? Nu vrei să crești deloc? A? Da-dam! Al meu nu a crescut deloc, Tony. I-am construit chiar și o căsuță! I-am dat sucul meu preferat! Ba chiar l-am salvat de frig și de viermi! Ce pierdere de timp! Tina, sâmburii au nevoie doar de apă! Și nu le e frică de viermi! Mai bine îl lași în pace! Plantează-l din nou și așteaptă! Serios? Bine, 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 bine. Hap! Te-am prins! Oh, e un lăstar! Crește! Ura! Hai să nu deranjăm micul prun, bine?